Găsi, dragii mei, bine v-am regăsit la o nouă ediție a podcastului cu Iulia Blondă, evident, așa cum v-am promis, vin în fiecare săptămână în fața dumneavoastră cu oameni pe care dumneavoastră vă doriți să-i cunoașteți și altfel. Sunt oameni care au multe lucruri de spus, lucruri care, așa cum vă promiteam, nu le veți mai auzi în altă parte pentru că nu au fost spuse. Vor fi spuse aici și puse pe tapet în premieră, evident, doar la acest podcast, un concept nou pe care îl aduc în fața dumneavoastră, așa cum vă promiteam în fiecare săptămână. În această ediție... Aduc în fața dumneavoastră un om care, la fel, a scris istorie în Județul Gorj, va fi în cărțile de istorie pentru că a fost cel mai puternic om din Județul Gorj, la un moment dat, a condus destinele acestui județ timp de mulți ani și ne va spune în cadrul acestei ediții multe lucruri pe care vă va face plăcere să le auziți și să le știți, pentru că, așa cum vă spuneam, se vor spune lucruri aici care nu au fost spuse niciodată. Alături de mine în această ediție este Ion Călinoiu, care a fost președinte al Consiliului Județean Gorj și președinte executiv al Partidului Social Democrat, filiala de la Gorj. Bună seara, bun găsit! Bine Bună ați venit! Seara. Mulțumesc <laughs> pentru invitație! fiind la prima mea sosire și într pe un proiect nou demarat de voi, țin să vă felicit în primul rând și să vă doresc succes în activitatea asta care nu poate să facă decât bine omului, zic eu. Vă mulțumesc tare mult și vă mulțumesc și că ați acceptat invitația noastră de a participa la acest podcast și de a spune lucrurile așa cum poate nu au fost spuse niciodată. Aș începe, domnule președinte, cu faptul că sunteți născut în județul vecin, în județul Vâlcea, v-ați mutat în județul Gorj în 1981, atunci când v-ați căsătorit cu soția dumneavoastră, o gorjancă din Tizmana și aș începe prin a vă întreba cum cum v -a convins soția dumneavoastră, cum v-a uh, pentru a vă muta, iată, aici în județul Gorj? Într-adevăr am ajuns în județul Gorj în 81, odată cu terminarea uh, facultății și a repartiției pe care a luat-o soția în Gorj, ne-am căsătorit, de fapt, în timpul facultății, în 76, am venit aici, să, în județul Gorj, cu familia închegată și cu, și cu un băiat, deja, cu Robert, băiatul meu cel mare. Uh, N-a fost ceva negocieri, cred că pur și simplu e vorba de destin. Așa a fost să fie. Așa a fost să fie și iată treptat să ajungeți la cel mai puternic și cel mai influent om din acest județ. Anul 1996, mai exact, devine un an de referință în viața dumneavoastră pentru că faceți pasul către administrația publică locală și sunteți numit vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj. Tot atunci deveniți și președinte al PDSR Gorj, organizația Târgu Jiu, iar opt ani mai târziu, în 2004, sunteți ales președinte al Consiliului lui județean Gorj, devenind succesorul lui Nicolae Mischie. V-aș întreba, deveniți unul dintre cei mai puternici oameni din Gorj. Cum a fost evoluția dumneavoastră încă din 1996 și ce v-a determinat să faceți acest pas către administrația publică locală? Bun, nu, mie nu mi-a plăcut niciodată să consider că sunt cel mai puternic om din Gorj. Sincer am spus-o și acum o repet de fiecare dată că mi-am asumat responsabilități. Legat de acest lucru, până în 1996 vreau să trec în revistă puțin în activitatea mea de inginer agorum. Uh, am început -o pe la Turburea, m-am consacrat efectiv și am fost iubit și am iubit pe oameni la Telești, în, uh, limita, la 15 km de Târgu Jiu. Uh, vreau să vă spun că acolo și mă cunosc și copiii care e, acum sunt deja, uh, mă rog, maturi, au copii la rândul lor și v-aș da un exemplu. Victorița Lăcătușul, de exemplu, mi-a zis că erați la tele și eu puneam varză alături de mama mea și dumneavoastră erați cu noi acolo tot timpul. Deci uh, am lucrat cu oamenii. Dintotdeauna. Din totdeauna și lucrul acesta m-a făcut să fiu aproape de oameni și să mă decid să intru în asemenea, uh, în asemenea activitate. Bineînțeles că... Uh, nu am avut uh, un sprijin să mă tragă cineva de nu știu ce, eu zic că tot așa a fost să fie, dar am uh, căzut în echipă cu uh, domnul Mischie Dumnezeu să-l odihnească în pace uh, fără să mă cunoască cine sunt, ce sunt, de unde sunt și de uh, nu la prima la prima noastră asociere undeva de partide politice cum a fost în 96 că am venit cu alt partid în, în asociere la PSD cu partidul <coughs> sindicatul era ceva cu Ion Florescu și el, dumneavoastră, selecte pe domnul fostul prefect și prieten de al meu, a făcut așa să fuziune și oarecum ne-am legat tot de ce e important și vreau să spun în viața unui om, dacă știi să-ți asumi răspundere. Deci asta, asta a fost și dumneavoastră, iată, lucrați cu oamenii. Cum a fost să lucrați timp de 8 ani cu Nicolae Mischie? Știm că a fost numit primul baron din România, domnul Mischie. Cum a fost să lucrați cu el? Era, eu știu, un conducător dur, care, eu știu... No. Din contră, era un om cu suflet mare, era un om bine pregătit, avea o cultură de... de cum să spun, de te făcea să îl ai la suflet tot timpul, fiind și profesor de istorie, Baron nu a fost în virtutea faptului că s-a dat puternic, a fost, zic eu, atunci când se punea problema, că la nivel local creștea responsabilitatea și pe de parte, iar pe de altă parte și puterea politică, pe bună dreptate, iar cei de la vârf din cadrul partidului nu le convenea lucrul acesta. De Definiția de baron local a dat-o Adriana Stase, când Nicolae Mischie nu era de acord cu tot ce se întâmpla, când se bătut pentru facultate, se bătea și nu prea îl susținea toată lumea. Multe lucruri pe care le făcea și de acolo când ai voce și de pui de vii, oarecum incomod la superiori ți se atribuie epitete din astea, cel mai puternic, cel mai nu știu de care și așa mai departe. Bine, acum de ce să nu recunoaștem? Ați fost uh, atâția ani uh, un om care uh, a fost uh, Ați fost puternic, ați condus deci, acest județ? Repet, mi-am asumat responsabilitatea, dar în, în aceeași măsură mi-asumam prin deciziile pe care le-am Nu prea stăteam mult de, de taină când eram sigur pe o decizie. Se întâmpla că aveam și o decizie eronată, dar reveneam, bineînțeles. Dar lucrul ăsta nu se întâmpla că aveam, bineînțeles, deschidere către colaboratori, către toți cei care se pricepeau în domeniul lor de activitate și ăla era sprijinul cel mai mare. Ați fost un uh, conducător dur? Nu. Niciodată n-am fost un conducător, dar exigent da. În primul rând le spuneam uh, la fiecare, eu sunt exigent cu mine în primul rând, așa aș vrea și la voi să fiți exigenți cu voi și pe urmă facem echipă. În 2004, așa cum spuneam, sunteți ales președinte al Consiliului Județean și ați avut patru mandate, 16 ani dacă dacă nu greșesc. Trei mandate, am avut două de, două vicepreședinte. de vicepreședinte. Da, 12 da. ani, am avut două de vicepreședinte când evident pot să spun că în activitatea de vicepreședinte, coordonam uh, tot ce a semnat pe linie de administrație Consiliul Județean. Uh, domnul Mischie uh, era uh, cel care, bineînțeles, deschidea ușile, rezolva probleme legate de ce înseamnă o strategie și o promovare și o reprezentare așa cum trebuie făcută la nivel de, de administrare, iar de, uh, eu eram acela care, uh, efectiv, tehnic, uh, conduceam administrativ județul spuneți uh... Da. În așa, în, în, de aceea am avut și această șansă de a fi selectat să candidez la funcția de președinte, că am făcut-o în notorietate, cunoșteam și eram în relație foarte bună cu primarii, primarii fiind cei care pot să. Și, deci, iată, și de aici că întotdeauna talpa piramidei este fundația este puternică, poți să construiești. N-ai fundație, nu faci nimic. E fundația și atunci și acum sunt primari. Așa cum și de fapt a devenit și de noțiunea de, de baron local, fundația era într-adevăr în organizații locale, dar nu convenea nu convenea celor de sus că e devenea incomod atunci când aveai pretenții pentru județul tău și te mai duceai și cu comparații. Și da, de ce nu și ca mine? Și lucrurile astea le-am le făcut și eu și pe undeva de aci mi s-a dus <coughs> vestea că sunt puternic. Nu mă lăsam, evident, când ajungeam la ministere, eu nu eram ținut la poartă. Eu niciodată la guvern, de asta îmi deschisem drumul de când eram vicepreședinte, repet, în colaborare și sub coordonarea domnului Mischie, repet, eu mă cunoșteau de la SPP, până nu știu unde și mi se deschideau ușile. E, asta era foarte clar. Nu oricine făcea Și locul. Contează foarte mult acest, acest foarte lucru. Să-i deschizi. Da. Mulți se mai duceau și se duceau până la ușă și că am fost și am rezolvat. Și care mergeau cu mine, știu lucrul ăsta și o spun și primarii. Păi, dacă te duci cu calinoiul, se deschid ușile și se duce până la ministru. Aia era rezolvarea. Și atunci spuneam dacă se poate bine, dacă nu se poate, iar bine. Iar tot un lucru foarte important este acela de a avea deschidere, să nu te. Uh, canalizez, să nu e pe o singură de să merg numai pe și chiarul meu politic. eu am condus din 2000, județul din 2004 până când a fost băsesc cu trei mandate sau patru președinte, cu el președinte și cu un opoziție. Or, am avut colaborare cu toate, cu, toate, cu toți miniștrii de alte partide. Cred că toată lumea știe că atunci când ești în opoziție nu este deloc nu ușor. Nu este ușor. Nu, nu, este ușor, nu? Da, dar și atunci puteam să aducem și miniștri pe aici, le spuneam foarte clar, mă ajutați, vă laud, dar meritul e al meu că am reușit să vă determin. Corect. Cum ați reușit? Meritul în ghilmen, evident. <laughs> Cum ați reușit să vă creați această relație și acest respect până la urmă? Repet, munca cu omul este una din cele mai pretențioase activități din viața de zi cu zi. Știi să muncești cu omul de jos, poți să muncești cu omul cel, de cel, cel mai înalt nivel. Într-adevăr, ace aceasta poate este cheia succesului. Care a fost omul care pe dumneavoastră v-a ajutat cel mai mult? În cariera dumneavoastră politică, în evoluția dumneavoastră? Păi n-aș putea să spun decât Nicolae Mischie. Atât. Dânsul a fost omul care Da, și de evident, mi-a deschis calea și, uh, în primul rând, uh, mi-am deschis uh, porțile, mi-am deschis, mi-am creat uh, căile de acces. De a, pe propria răspundere și uh, propria răspundere, bineînțeles. În 2016, domnule președinte, v-ați retras, nu ați mai uh, candidat la șefia Consiliului Județean după ce inițial uh, ați fost uh, revocat din funcție după o decizie uh, a anii, dacă nu greșesc, uh, prefectul la vremea aceea se schimbase, era uh, nou din partea guvernului tehnocrat Cioloș, uh, ați fost revocat din funcție, iar în 2016 nu ați mai candidat. De ce ați ales să uh, nu mai candidați pentru încă un mandat? Pentru că Știm foarte bine că uh, susținerea pe care dumneavoastră o aveați de la primarii din județ era una destul de mare și v-ați fi putut baza pe uh, domniile lor pentru a obține încă un mandat. Deci, decizia de a nu mai candida n-a fost în 2016, a fost la începutul mandatului 2012-2016. Atunci când am depus jurământul și am făcut deschiderea uh, cu salariații, care, bineînțeles, se cunoșteam după două mandate, am spus că dacă eu voi mai candida un, uh, un mandat, înseamnă că nu mai sunt eu. Deci, acesta va fi și, garantez, va fi ultimul mandat. Bineînțeles că. Am avut acele probleme cu declararea stării de incompatibilitate de către Agenția Națională de Integritate urmare a ce am fost trainer într un proiect cu fonduri europene pe ce înseamnă resurse umane din învățământul vocațional profesional. Uh, am avut uh, de, susținere din de, de toate uh, și realizări de, sub acest aspect. Uh, starea de incompatibilitate, practic, nu, nu, uh, nu era. Greșeala a fost evident a mea că am pierdut procesul pe ce, pe excepție. Am pus pe cineva să depună uh, întâmpinare să de, la, la raportul ANI. Uh, am. Uh, mi-a pus întâmpinarea și n-am timbrat. Starea de excepție nu mai poți combate în instanță și m-a declarat, de nu pe fondul problemei. Dar, între timp, raportul anii a fost acea bătălie și o luptă, nu știu de care, n-am fost suspendat decât o lună de zile după care s-a revenit tot de instanță și mi-am încheiat mandatul. În 2016 a fost problema desemnării președintelui și acolo mi-am asumat răspunderea că nu trebuie să pierdem președinția. Mai mult decât atât, președintele nu mai era ales prin vot un nominal, se schimba cadrul legislativ și era ales prin indirect, prin votul consilierilor. Ce am făcut? am trecut primul pe listă, n-am spus public cine va fi președinte, va fi președinte cel care va fi ales de consilieri, bineînțeles că uh, discutați în Baza partidului va fi președinte Cosmin Popescu, să vă fie foarte clar, dar facem asta. Așa am mers pe listă, am scos majoritatea consilierilor și a ieșit președinte Cosmin Popescu, care face treabă bună, zic eu. Pentru că dumneavoastră, ulterior, v-ați retras de pe listă. M-am retras, primul. am trecut consilierul personal, că urmează, sunt convins că o să mă întrebați, faza următoare. Sigur, nu, nu gândisem să mă retrag din politică, gândisem să mă duc mai sus, că puteam să fac mai mult. Puteți să faceți mai mult <laughs> pentru că da. rămânem tot în acest an 2016 atunci când dumneavoastră mai erați și pe altă nu Să mă duc să mi asum o responsabilitate mai mare la, în Parlamentul României. Despre asta aș vrea să vorbim pentru că aici este o întreagă bă, istorie. Uh, nu știu dacă la mijloc a fost vorba despre bă, o trădare, dacă dumneavoastră ați fost trădat și de către cine, însă cert este că dumneavoastră chiar ați fost anunțat prin primii candidați, dumneavoastră și Victor Ponta erați de mult anunțați că veți deschide listele pentru Senat, senat de respectiv, respectiv deputat. deputat așa erați și pe liste în momentul în care listele au plecat de la gorj, însă când au ajuns la București s-a întâmplat ceva s-au schimbat complet listele și locul dumneavoastră de pe lista de la Senat a fost luat de Florin Cârciumaru. ce s-a întâmplat atunci? Ați fost rădat de Florin Cărciumaru? Acum, cum să zic, pot să fac mai multe supoziții, dar eu știu de la bunica mea. Mamă, hoțul cu păcat pe și cu zeci. <laughs> așa că, repet, cum am ajuns, cum am ajuns, am ajuns în gorș, cum am ajuns pe mulți de responsabilitate, a fost, așa a fost să fie, probabil. Așa a fost să fie, ziceți dumneavoastră, da. să nu... Și nu m-a deranjat, nu le-am spus, nu am reproșat la nici fiecare, a fost pe acolo, bineînțeles că m-am dus a doua zi și la Dragnea să vedem care e problema, am văzut că nu m-am ce face, au făcut primarii pe aici, nu credă un scenariu, au vrut să facă ceva. Au făcut doar o școală, de ce să, Așa nu, să... să nu recunoaștem? Da, dar s-au întors în 12, și... În 12, ore și au venit cu al... au plecat și... cu gândul lor și au venit cu... Am văzut lucrul ăsta, am văzut că nu se poate și asta e. Cine nu a vrut, domnule președinte? dinte ca dumneavoastră să fiți pe liste. Eu știu, Florin Cărciumaru, bă, Mihai Weber, de ce nu, care, iată, conduce actualul partid, bă, conduce în prezent Partidul Social Democrat, bă, Victor Ponta, Bliviu Dragnea. Deci lucrurile stau de maniera asta. Eu repet, deveni să mă oarecum incomod pentru ce? Că mă băteam prea mult pentru interesele județului Gorj. Și deja, după cum vedem și acum, luasă de pe atunci amploare, ploare uh, statul paralel. Eu părerea mea că de aceea este sistemul. De acolo vi s-a tras? Ați, ați fost cumva scos uh, forțat din uh, politică? Nu forțat, am ieșit eu. Ați ieșit uh, ați Da, ieșit, ca să uh, nu le fac nevoastră. plăcerea. Da. Dar, mă rog, sunt membru de partid, nu mă consider scos din politică, responsabilitățile pe măsură, așa cum spuneam, înainte în vârstă și asta trebuie să le preia alții care trebuie să le ducă. Vorbeam despre faptul că primarii v-au susținut, foarte mulți primari, zeci de primari v-au susținut atunci inițial. Și acum mă după... susținut. Acum... <laughs> Am o relație <laughs> foarte bună cu ei. <laughs> da. Poate veți candida în 2024. E scruz, pe... ar fi <laughs> <laughs> Poate destinul dumneavoastră până la urmă este să ajungeți acolo și să demonstrați că puteți să faceți lucruri. Spuneam că zeci de primari și chiar primari importanți din Partidul Social Democrat au mers chiar la București să discute cu Liviu Dragnea pentru a reveni la lista Mi-au inițială. spus, evident, ei au hotărât, nu, ei m-au chemat, ba mai mult decât atât, erau supărați pe Florin și Cărcimaru și eu l-am chemat, nu are omul nicio vină, veniți încoace, l-am chemat acolo, am stat de vorbă, te pune și te susținem independent. Mi-au făcut listă, eu de unde, unde să iau eu cât 6.000 de semnături, cam așa ceva, de la, 12, de la, record. de la 11 ziua până la 12 noaptea. <laughs> deci, nu? era ultima zi de depunere a candidatului, da? Ei mi-au dat liste făcute, prefăcute, nu știu, mi le-au adus toate și le-au făcut, au plecat la București de pe drum deja primesc un telefon. Vedeți că deja s-au depus listele. Noi stăteam de vorbă și listele se, deja le, depu le depuseseră la birou electoral, lucru care n-a fost uh, tocmai ca lumea, că nu era deschis, domnule, pune și nu știu ce, să depună un partid puternic listele pe ascuns să nu se... Nu e corect, nu, e, nu e pentru partid, e pe măsura partidului. A fost altceva. Probabil că a fost frică de bine nu? <laughs> Uh, da. să fie, ce și pe urmă când am ajuns independent primarii nu pot să-i să scoți să dintr-un angrenaj, evident uh, eram cunoscut și dacă mă duceam în secție de votare, v-am votat domnul Călinu eu eram psd nu eram independent nu erați, de... da. nu erați recunoscut ca și independent doar eu în două mandate de vicepreședinte și cele trei de președinte eu n-am făcut campanie din birou am făcut campanie, că asta mi-a fost și meseria la munca cu omul, am făcut un teren cu fiecare om Put, toți primarii spuneau, domnule, luai voturi mai multe decât mine. Cu susținerea lor și cu încă câțiva zece oameni care nu-i vrea pe ei, mă vrea pe mine, au luat mai multe voturi ca ei. mi amintesc că erați foarte greu de găsit la birou, pentru că mereu erați în teren, în discuții cu, fie cu instituțiile subordonate, fie cu cetățenii, cu primarii și așa mai departe. Mi amintesc un episod de atunci despre care s-a vorbit în presa locală, respectiv când a fost acea ședință la partid în care primarii au venit la domnul uh, Florin Cârciumaru, i-au cerut explicații pentru uh, modificarea uh, listei și uh, scria presa locală atunci că ar fi fost și o altercație între dumneavoastră și uh, domnul uh, Cârciumaru, respectiv v-ați fi împins în sediul uh, partidului. V-ați bătut vreodată? Nici, Florin Cârciumaru? nici contradicții verbale n-a fost. Evident, n-a fost lucrul ăsta. Cu Florin Cârciumaru, aveam contradicții când. Uh, mai ieșeau vorbe, vezi că pleacă la PD, vezi că stă de vorbă cu cutare, mm. vezi că de asta. Și eu răspunsul meu către cei care îmi spuneam, vezi mă, că l-am trimis noi să spioneze, nu a plecat el de capul lui. Și după aceea ziceam, Florine, <laughs> da. dar pe tem, la subiectul ăsta, n-am avut nicio discuție, nu i-am reproșat nimic, la niciunul, doar atât am zis, dacă eram în locul tău, nu candidam, erai primar, trebuia să candidezi altul, băi nu mai e candidat, eu nu candidez. Și ce explicație și răspuns v-a dat? Că partidul bă. Ordinul partidului. Deci, practic, domnia s-a va locul pe listă. Dar nu neapărat prin voința lui. Că altfel nu candidat primar, dacă era vorba, nu? Deci, nu, eu știu să-i purtați ranchiună sau. Niciodată, doamne, ferește Niciodată, spuneți neastra V-aș întreba dacă, eu știu, cumva, lui Florin Cărciumaru i-a fost, a fost răsplătit cu aceeași monedă când în 2020 se spunea că va fi pe listă pentru un nou mandat, însă ulterior Mihai Weber s-a schimbat și lista aceea. Mihai Weber nu l-a mai pus pe listă pe Florin Cărciumaru pe un loc eligibil și știu că acela a fost și momentul în care a plecat spre Pro-România. Credeți că, eu știu, cumva s-a întors roata și a pățit și el același lucru pe care l-ați pățit și dumneavoastră? Nu știu, nu, asta nu că mi-aș fi dorit eu, dar s-a întâmplat același lucru. Uh, sigur, după cum se observă și dacă ne ducem și către alte uh, partide, către alte organizații, cam așa se întâmplă. La uh, apogeul carierei, poliție, nu faci pasul înapoi când trebuie, sigur că vin și te împing. După care, trebuie să, după care trebuie să fii foarte bine clădit, călit, că și chestii, după parcurs, în, dacă ești învățat să fii mă băgat în seamă și nu poți să suporți și starea asta ta de om um, independent și liber, nu nu scade bine. Ori pe când eu am trecut foarte ușor peste toate lucrurile astea. Sigur că atunci când văd și văd eu că nu stau lucrurile bine, eu mă duc și spun direct, bat la ușă, aici nu-i bine. Vedeți cum faceți. Uh, ați trecut, spuneți neastră, ușor peste foarte acest ușor, moment? Foarte ușor. Deci sincer, nu... sincer, foarte ușor. Și m-am simțit bine. De ce lucrul ăsta? Vreau să repet. Eu am decis de la începutul mandatului 3 de președinte că nu voi mai fi președinte. Am și spus, dacă eu mai, voi mai candida președinte, înseamnă că nu mai sunt eu. de deci ce ați luat de? De fiecare dată, deja... când de asta spuneam, eu trebuie să rămân cu picioarele pe pământ. Și așa ați, așa ați rău, făcut asta, până da. la urmă. Ați bine, da. plecat și dumneavoastră atunci din PSD după acest episod, însă. Am plecat. -ați întors. Deci, cum, am plecat. Uh, fără să-mi dau o demisie, de fapt, cotizația o aveam plătită până în noiembrie. Am plecat când mi s-a dat direcția asta, pe care am acceptat-o, eu zic eu, prea ușor. Că trebuia să fiu sincer, să stau în banca mea, să-mi văd de treabă. Asta e. Cum am stat? În continuare trebuia să stau atunci. Și am plecat să candidez independent. Repet, luat de valul susținerii primarilor. Care nu a fost deloc unul mic și care au semnăturile la început. sigur că da. Dar, pe urmă, au avut ce să facă. fost teamă? Sigur că da, s-au dus la... ia lămâie fiecare. ce știu și au venit să spună pe mai departe. Și, pe urmă, eu sunt primar, ce fac? Trebuie să mă duc la ăștia. Din partid, e greu să dezrede cine primari din partid. Mai ales că știm foarte bine că este extrem de important ca primar să ai susținere de la centru pentru a-ți duce la, deci la îndeplinire. pe de-o parte, când ești, că e mai greu să obții proiecte pe guvernarea ta, că e concurența mai mare, și mai ușor să obții proiecte ca primar din alt partid, că te duci și zici, fac pentru voi. Și îți dau aia pe acolo, că te cred. <laughs> 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 Cum... Uh... Cum ați fost reprimit în Partidul Social-Democrat când v-ați întors? Și dacă nu greșesc, că știu că Liviu Dragnea era contra unei reîntoarceri a dumneavoastră în Partidul Social-Democrat. Invoca domnia sa pe atunci statutul partidului care nu v-ar fi permis să vă întoarceți în Partidul Social-Democrat, însă ați făcut-o, pentru că inima dumneavoastră cumva a rămas... Nu știu dacă a zis Dragnea să nu fie un partid. Eu știu clar că uh, Dragnea și mai am un coleg pe care știe lumea că prieten pe cu el pe acolo Paul Stănescu. O, Paul Stănescu. Stănescu a zis: "Bă, trebuie să-i găsim și să i găsim și lui Ion". Deci m-a chemat Paul Stănescu și mi-a zis: "Mi-a oferit să ceva pe la București, mi-a convenit și mi-a zis: "Bă, de ce zice? m mi -mi e liber postul fără să te supăr pe cineva la apele, române aici la pensie, e aici". Și asta a fost. Deci nu v-au uh, uitat uh, nu, colegii uh, nu. din uh, PSD și uh, nu. nu. De deci Practic, eu, mea culpa a fost atunci când am acceptat să mă duc independent. Trebuia să le zic primarul, hai gata, Până aici, am zis că nu mai gândiți nici pe asta, vedem ce va fi. Și să susțineți în alegeri partidul. Am fost după și aceea șocul prea mare Sigur pentru dumneavoastră. Da. Când, când știați că sunteți pe o listă și ați fost. Eu știu, lista s-a întors complet. E bine când se termină cu bine, știi Corect, totul e bine când se termină cu bine. Mai citeam într-o scrisoare deschisă pe care dumneavoastră ați publicat-o în acea campanie electorală. Spuneați dumneavoastră acolo că nu ați renunțat la PSD, nici PSD la dumneavoastră, ci câțiva oameni din conducere au făcut-o. V-aș întreba cine, domnule președinte, cine a renunțat la dumneavoastră și, așa cum vă întrebam, dacă ați fost, cumva, să încercați încercat scoaterea dumneavoastră cu forța din deci politică? Nu, nu, nu s-a încercat. Repet, părerea mea că asta a fost manevra sistemului, că eram incomod, acei câțiva oameni nu pot să spun. Mai degrabă, între răspunsul eu nu i-am identificat. Nu, ia nu vreți să-i spuneți. <laughs> da. Păi, repet, rămân pe ideea aceasta. Faci mai multe păcate când acuz decât cel care face. Deci, -ați, până la urmă, n-ați aflat adevărul absolut acest act. am interesat. Cu ce mai m-a ajutat? M-a da, interesat să intru în colaborare, să pot să lucrez. Îmi place să fiu activ și sunt. Credeți că, eu știu, poate v-ar durea mai tare dacă ați afla adevărul, cine a contribuit atunci la scoaterea dumneavoastră de pe listă? Dar nu-s convins că se află adevărul. Și așa mai bine... Deci credeți că este bine ascuns? Da. <laughs> Bun. Uh... Tot vorbeam noi de politică. Era diferită politica, domnule președinte? Care se făcea înainte față de politica de acum? S-a mai schimbat ceva? Pentru că toată lumea, știm că inclusiv la PSD, când a venit noua conducere, vorbea despre, o, eu știu, reinventarea Partidului Social-Democrat. E diferit? Sau, practic, lucrurile sunt la fel și nu s-au schimbat decât, eu știu, la nivel declarativ? Deci pe fond niciodată nu se va schimba modul de a face politică. Evident că nu se va face lucrul acesta. Când se schimbă omul, evident că trebuie să, să, vină cu ceva în plus, cu o frază, cu o schimbare de nuanță. Rămâne tot pe același lucru. <laughs> da. Tot acel... Important e că atunci când vii și preiei o activitate, nu trebuie să-i lași în spate pe ceilalți și să le ții cont de experiența lor și de realizările lor. Și pe cât se poate și eu am trăit momentul ăsta uh, și Florin Cârciumaru, acum la conferința de, a, de sau ce a fost, conferința Județeană de de alegeri, alegeri, când cei de la București au venit și au spus... S-a vorbit de... despre dumneavoastră, s-a vorbit despre Florin Cârciumaru Evident. și ați fost felicitați, într-adevăr. Și eu zic că a fost o muncă cei care au venit, că le-am mai spus, de, pe cei că zile le mai spun, ai ajuns tu fără să fie mâna mea pusă acolo? Deci, <laughs> Le-am arătat și poze. Nu, că nu pot să, cum nu dă ceaba atunci, le spun în față. Că am avut un merit, Iar nu, nu, eu nu pot să ne, dar meritul în ghilimele, meritul e al celui ce își îndeplinește visul. Deci le mai, le mai da, spuneți, nu-i lăsați, evident. Nu lăsați da. eu știu, să uite. <laughs> eu știu, anul 2022 pentru neastră cred că a fost unul mai greu decât episodul despre care vorbeam anterior din 2016 Pentru că, eu știu, aflăm știrea zilei în aprilie că Ion Călinoiu a fost reținut pentru 24 de ore Din martor, pentru, din, martor din martor ați devenit din, inculpat, din inculpat da. Deci, cum? Eu știu, și eu, după, adică dumneavoastră v-ați dus, ați fost chemat în calitate de martor. De martor? Știu, bănuiesc că nu prea putem vorbi prea multe despre acest aspect, păi, că este un. Nici dosar, -am nu am ce știu. să vorbesc și mai mult, că nu pot să. poate că și la noi să în încurcăm cu mărturie mincinoasă. <laughs> Doamne, ferește. <laughs> deci, nu pot să. să deci, m-am dus azi martor, peste o zi, a doua zi, m-am dus să și asta, și am depus mărturie mincinoasă. În ce constat asta? Și mărturie mincinoasă în contextul în care uh, dumneavoastră nu ați declarat uh, minciuni, din câte am aflat și noi, ați spus că nu vă amintiți anumite lucruri. Deci nu mi-amintesc. Care... Și după aia, dar cu tare uh, raport, da, mi-aduc aminte și cum s-a făcut? În conformitate cu prevederile legale. Deci nu asta e înregistrat a... acolo bine, ulterior și uh, domnul Florin Cărciumaru a trecut printr-un uh, astfel de episod și uh, na, nu aș vrea să o spuneți dumneavoastră însă o să o spun eu uh, eu știu, cumva uh, Bă, și cunoaștem și noi, lucru. suntem da. jurnaliști și uh, cunoaștem da. și noi uh, deja legile, nu, deci cunoaștem am, cum am se am discutat fac aceste... cu și cu Florin după treaba aceasta ce ni s-a întâmplat eu vreau să le spun la toți că ne-a întărit când ieșim pe stradă și ne spune lumea ce au ăștia dumneavoastră voastră și acum, na, ce să vă aici? e suficient. Corect, corect. Da, lucruri, sunt lucruri mult mai grave care se, uh, se întâmplă, poate alte infracțiuni și deci, plus din punctul că... Meu de, din punctul meu de vedere, la mine, poate să mă pună și pe asta, n-am cât la orice să mă schimb, eu n-am ce să spun. Efectiv, dacă era treaba. Eu am spus tot, tot ce a fost, cum a fost, și cine a fost, după atâția ani, ce s-a întâmplat. De unde să. Da. și plus de unde să vă amintiți niște. Eu știu, am niște lucruri? O, am un raport de subiect, unde să știu de asta? că Nu l-am generat eu, nu l-am solicitat Bine eu. Bine că nu v-am întrebat nu și ce ce a fost eu. Nu l-am solicitat eu. Ca respectivă. să nu stea lumea. Deci, ce a fost atunci licitația aia, nu a fost uh, adjudecată în urma evaluării comisiei, cu care eu n-am fost de acord de altfel, dar n-am avut în cotru. Am contestat. A, da. Am contestat și s-au dus pe instanță. Și, practic, dumneavoastră erați Am ajuns pe urmă cu cel care am facilitat justiția. <laughs> da, asta da. Bun, și justiția asta din România se face cumva uh, vizibil, uh, poate preferențial uh, sau, eu știu, puterea exemplului, să dăm uh, exemplu însă. Eu am întotdeauna încredere în justiție. Punctul final al justiției contează, că sunt și excepții sau. Tot așa cum am, și nu numai la mine, în zonă, domnul Duminică îmi spunea, pădure fără uscături nu există. Corect, peste, peste da. tot se întâmplă acest lucru. V-aș întreba, cum au fost acele 24 de ore pentru dumneavoastră petrecute în arest? Eu știu dacă le fac bine. Am fost în o cameră cu televizor, bine tratat, fără niciun fel de probleme și dar a fost greu pentru dumneavoastră să ajungeți? N-am închis ochii toată noaptea, evident. N-ați dormit nu. deloc? Nu. Ce gând? N-am acceptat uh, lucrul ăsta deloc. I-am și spus uh, celui care a, a închetat și am spus te numești un profesionist? Indiferent în ți-ar da sarcine să faci treaba asta, pe ce ai în mână și palpabil te numești profesionist? Ați primit vreun răspuns? Mult. Ce gânduri v-au trecut atunci prin minte? Vă era teamă? Nu, de ceva doamne ferește, de niciun fel nu era teamă. Nu mi era teamă de niciun Bine, fel. Dovadă că mă nu impus mă, mă gândeam numai la... De bineînțeles că a venit la familie, la copii, cum văd da, copii, nepoți, toate astea, da? Cine v-a fost uh, alături atunci, în afară de familie, care evident a fost lângă dumneavoastră? Multă lume. De exemplu, corpul de avocați au venit din oficiu de aici. Din respect pentru dumneavoastră? Da. Și le mulțumesc o, pe această cale o, Un episod uh, destul și de chiar au știut, doamne, ce greu. vi s-a întâmplat Ce vi s-a întâmplat, dumneavoastră Ce s-a făcut cu dumneavoastră E de deschis Într-adevăr, uh, aceste două rețineri Despre care vorbeam, a dumneavoastră și a domnului Florin Cărciumaru Chiar au surprins pe toată lumea Chiar în dosarul domnului Cărciumaru Ei, a surprins, nu pe toată lumea a, -a fost reținut Am mai văzut niște comentarii de binevoitor din asta. Yeah, cred da. că aveți și dumneavoastră dușmanii păi, dumneavoastră de care n-ați scăpat. V-ați da. făcut mulți dușmani, că tot vorbeam de dușmani în politică? Eu n-am căutat să-mi fac dușmani, de niciun fel, da. Nevoi, nevoit. <laughs> asta e, e legea nescrisă, nu? Da, știi, ferește-mă doamne de prieten că de dușmani mă apăr eu. <laughs> <laughs> Măcar pe dușmani pe dușmani îi cunoașteți. Cât de cât. V-au durut, eu știu, acele lucruri pe care le-ați văzut în spațiul public după, mai ales că știați nedreptatea care v-a fost făcută. Da, nu prea am văzut. Repet, în spațiul public virtual nu prea m-am uitat și cred că a fost puține, dar în, public m-am întărit. Cu cine m-am întărit în față și a dat oi cu mine și a vrut să dea oi cu mine și nu m-au ocolit și nici eu nu i-am ocolit, ce se întâmplă? Nu e adevărat. Da, episoade greu de Asta descris, e viața, viața e de descris, completă, da. com, complexă, compl, complicată. Trebuie da, să fiin, treceți să sănătoși, și în primul rând. prin acestea. De ce vă este dor, domnule președinte, din acea perioadă în care uh, dumneavoastră bă, erați la cârma județului? Dor? Nu știu, mai degrabă aș putea să spun că mi-e mai mult drag de multe lucruri pe care le-am făcut decât dor. Și asta le primesc și uh, mă întăresc când întâlnesc cu oameni nu știți cât bine mi ați făcut uh, asta e, e investiția călii, nu eu scrie pe ea da, sunt multe lucruri uh, și multe proiecte pe care dumneavoastră le-ați demarat pentru acest uh, județ în toți ani în care... Și sunt adică v-ați pus amprenta. Cum, cum să zic, uh, uh, am prins perioada când tranziția a fost mai vizibilă. Deci, noi am plecat la modernizarea infrastructurii rutiere de la drumuri din pământ. Deci, mergeam pe o orice localitate. Mi-aduc aminte la Săulești, cum actualul primar era viceprimar și l-am scos primar că am făcut drumul de la Purcaru. Uh, erau drumuri din pământ și dacă le pietruiai, era manăcerească. Uh, dar bumbești pițic drumul de la Pădurea Colorată acum până la Covrigi. S-a făcut pe primele fonduri europene de preaderare, deci înainte de a intra în Uniunea Europeană. Și era, aia nu știu dacă era, presa a venit, presa și era un reprezentant al Uniunii Europene, Ionatan Schilling. Drumul ăla s-a făcut pietruit și cu uh, infrastructura necesară menținerii uh, drenurilor de apă, cu pot și așa mai departe. Și l-am întrebat dumneavoastră, dar de ce nu ne da și bani să punem acum asfaltul, că până când punem asfaltul se duce, se duce fundația asta de aici. E, și banii primiți cu firimitora la început a făcut să nu avem o, o, o infrastructură pe care să mai nu mai intervenim acum. De exemplu, uh, alimentare cu apă nu se dea și canalizare. Era doar... O alimentare cu apă și o făceai pe cătun, pe nu știu ce. E, fondurile astea europene te încurajau, dar fragmentate nu ne-a făcut să facem o, să evoluăm cu o infrastructură cum era firesc. De ce să facem acum, să spargem asfaltul să băgăm canalizare? Nu puteam face atunci. Da, așa au fost regulile. Așa au fost regulile? Vi se pare că lucrurile merg mai ușor sau mai greu acum? Mai ales că, eu știu, Gorjul traversează poate bă, o perioadă extrem, extrem de grea și incertă pentru anii, anii următori. Mie mi se pare că nu mai Gorjul, o perioadă extrem de grea și incertă pentru anul următor e dată tocmai de starea asta de globalizare, nu? Iată că s-au perpetuat diferite feluri de crize sanitare, economice, de oricare, nu? E, lucrurile astea nu pot să aibă decât o amprentă negativă asupra evoluției noastre. Problemele sunt mai grele. Dar atunci am plecat mai de jos și am făcut un salt mai rapid spre bine, acum suntem mai bine, dar e greu să ajungi la unde trebuie. Într-adevăr, o perioadă extrem de grea pentru toți românii, chiar și pentru autorități, că am văzut că uh, și bă, instituțiile și, sunt și iată, în. Iată, uh... unde te. Nu, chiar. Nu, nu cred, mie nu-mi vine să cred și eu le spuneam la fiecare când făceam, mă frate, fac și paranteze să mă știți justific. Până, dacă nu furi și nu bagi în buzunar, hai să avem curaj, facem documentele, să vedem ce am băgat în pământ să, să scoatem în evidență și cine sapă și vede să facă acest lucru și dădeam de încuraj la oameni, la echipă. Păi mă critica Dan Vălceanu cu drumul pe fonduri europene de la Ciuperceni, drumul național, Godinești, Păcruia, Tizmana, venim pe Boroșteni, ne protoarcem iar în Brădiceni, de vreo 60 ceva de kilometri. Că nu-l termin, că s-a întâmplat pe acolo că aia prima societate care a câștigat la nivelul asociativ a, a plecat. E, am lucrat cu băieții ăștia și cu toți. De, am făcut și l-am făcut drumul acela, dar cu curaj, că dacă stai acum și vezi, nu e nu știu cu tare, nu e nu știu cu tare, nu e nu și stai lângă ei, pierzi timpul. Le lipsește, deci, eu știu, politicienilor actuali și factorilor de decizie, oamenii care sunt în funcție cheie, le lipsește cumva acea mână de fier pe care, eu știu, spuneați chiar și dumneavoastră deci, cu e, e, și acea... Văd, văd, dar nu cred că e asta. Văd o, o chestie de trăgânare a deciziei, să-i zic așa, nu mână de fier. Trăgânare de, mână de fier, să ia decizie, nu? Dar până mai că s-au speriat. Iată, bă, dacă ajungem precum călinoiul. Mai bine nu faci. Și mai bine stau cu minții. Păi stau și mă, vine funcționarul, nu semnează, acela nu semnează și stau și trag de ele. Deci credeți că frica este, eu știu, poate... Da, frica motiv? nu e, e, indusă și e o, o cauză obiectivă până la urmă. Dacă asta te urmărești, te uiți, dar fiecare a făcut Caută-l dar dacă nu i găsești nimic concret, îi găsești că am mințit, că n-a făcut nu știu ce. Sau că nu și amintește anumite mă, aspecte serio, care s-au petrecut în urmă Și atunci cu... oamenii, mulți ani. oamenii, trag de timp, că nu, nu stă de, de, dacă ar fi uh, semnez ca primar. păi mi-asum eu responsabilitatea proiectantului? dar găsește că proiectul n-a fost bun, e devine primarul. Corect. Nu? Primarul răspunde. <laughs> bun, nu s-a făcut fundația de nu știu cât. E devine că nici n-am legătură cu meseria. Și tot felul de astfel se de lucruri. Se caută vinovații, poate da. unde nu sunt. Și da problema e că de la primar în jos se duce starea asta de a nu face. De ce să mă leg la cap fără să mă doare? Și mai bine preferă să nu facă lucruri. Cunoașteți foarte bine acest județ. Ce credeți că se va întâmpla, domnule președinte, cu complexul energetic Oltenia și care va fi soarta acestui deci, eu, județ? Complexul energetic Oltenia va funcționa în mod gradual până să lua ultima uh, zi, ultima tonă de, de cărbune. Dar problema e că este ținut în șac și este dus în spinarea pe munca celor care nu e resplătită ce lucrează acolo. Sigur. Deci s-a văzut foarte clar și nu se va renunța la ea, nici Uniunea Europeană nu îl va închide, cum zice, când. Ce ne făcea acum dacă nu aveam complexul energetic cu DNA? Păi va fi de fiecare dată, când se când îngheți și așa mai departe, când ai energia la îndemână. Și atunci va fi exploatat, dar, uite, ținut în șah. Acum, de ce zic așa? Și m-am și bătut pentru lucrul ăsta și am și document și am făcut și scrisoare pentru a crea mixul energetic. De ce să pui povara pe complexul energetic Oltenie, a certificatul de vers, a certificat de bioxid de carbon, când putea să fie mixul energetic tene, acum polonezii au făcut lucrul ăsta și nu mai era de de asemenea de, de cheltuieli. Bun, alte cheltuieli. De ce s au opus fondul proprietatea ca acționar minoritar dar cu acțiune determinantă, că dacă zice pa, nu poți să faci majoritatea, să predea investițiile sociale către autoritățile locale pentru care au fost făcute și plătesc nu știu cât impozit, un milion și ceva de an. Și așa mai departe. De ce se țin chestiile Nu? E, e, ca să blocheze de altfel, ca să se blocheze de altfel, ceea ce înseamnă România cu un potențial diversificat economic și cu pretenții, dacă vreți ca un stat ca să spună. capul mult plecat acolo, eu știu, la Uniunea Europeană, pentru că știți de, cum? de, ce nu ne susținem cauza? Noi avem, până la urmă, am văzut că alte țări o fac. Noi cumva stăm așa în poziția ghiocelului, nu știu deci zic că de ce este vorba după 90 Din dar am ce, de, după 90 uh, Cauza noastră a fost treptat, treptat nesusținută, dată așa pe... La ce? La mila celorlalți. Lasă că au grijă de noi, lasă că noi suntem în urmă cu nu știu cât, sau, sau, poate să fie și cealaltă. Sunt promovați cei care reprezintă interesele lor. Și cam se întâmplă dacă o iei cu uh, câțiva președ, cu de la Traian Băsescu uh, în coace... Mă rog, și niște prim-ministri care au făcut lucrul ăsta și pe față și pe dos, se vede. S e, e posibil și asta. Deci, pe de o parte, să fie credul și să zică că ne fac ăștia ce ne zic, pe de altă parte, e combinația interesului și cu ce au stabilit acolo, iar cel mai și sigur și lucru care poate fi promovat să care reprezintă interesele lor. Să sperăm, eu știu că lucrurile se dar, vor schimba. Dar acum, cum să zic? Dacă o luăm în istorie, cam așa s-a întâmplat în fiecare etapă istorică cu noi. Dacă avem de toate, trăim bine, le putem exploata, oamenii și populația rurală nu are pretenții. Și acum trăiește cum poate. Și trăiește. Din păcate sunt multe. Dar poate sunt și ziune. mai sănătoși, care stau și muncesc, își văd de treaba lor, dacă dau drumul la televizor, că acum au cantos televizoare, bine, dacă nu, nu se culcă obosiți. Dar nu se, culpă, nu se culcă stresați, își văd treaba de treaba lor acolo. Și de traiul lor da. simplu. Lucrul ăsta a fost foarte important, că mediul rural a ținut. Au venit și probabil, nu probabil, mai mult ca sigur, când mai vin și cei plecați de, de acolo, fie că sunt în străinătate, fie că se de ei și când le explică, bă, aveți dreptate, pleci și tu încărcat până la urma lume. Dar dacă aia pot așa, de ce n-aș putea și eu aici? De unde, că tot vorbeam de partea asta și de alegeri, de unde credeți eu știu că acest dezinteres al cetățenilor pentru a ieși la vot? Pentru că dacă ne uităm la ultimele alegeri în 2020, a fost, a fost cea mai slabă prezență la vot de după Revoluție. Extrem de scăzut, parcă de la scrutin la scrutin vedem tot mai pu pu puțini oameni care aleg uh, să iasă la vot și să pună ștampila pe, eu știu, candidatul uh, pe care îl consideră a fi cel mai bun pentru a ocupa uh, opoziție. Uh, vine un an extrem de important, 2024, în care sunt toate cele patru runde de alegeri. Uh, extrem de, uh, eu știu an extrem de greu și de important. Credeți că va fi la fel o prezență mai scăzută sau oamenii vor fi convinși până la urmă să iasă la vot, fie, așa cum spuneam, eu știu, să pună ștampila pe candidatul pe care îl văd cel mai potrivit. De ce această dezamăgire a oamenilor, cumva? Deci, în funcție este de tipul alegerilor. La alegeri locale vin oamenii la vot că sunt interesați să scoată oamenii pe care îi interesează și îi reprezintă. La legile celelalte, parlamentare, europarlamentare și prezidențiale, pe de o parte dezamăgirea că nu s-a făcut ce s-a promis, iar pe de altă parte să duc la vot și văd că nu prea iese ce votează. Ziceți că foarte slabi cei care sunt scoși în față? Nu, de aceea ce scos, dar la numărătoarea votului s-a făcut probabil numărătoarea asta performantă și nu prea iese ce votează ei. Deci nu prea, spuneți. <laughs> 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 și, și dacă mi-aduc aminte Spunez că, că, -am că -am lucrul seama. ăsta s-a întâmplat nu acum și în istorie și era o replică uh, a, a, într-o piesă de-a lucrarea de Draga Olteanu, Măi, că nu contează cine votează, contează cine numără. <laughs> Corect și știți că deci, cam istoria... ăștia sunt. deci aia obiectivă, deci la alegerile locale vin oamenii că sunt interesați și primarii și să-ți bat fiecare și cât ar fi. El e candidat acolo, știe că nu câștigă, să-ți bate, să scoată omul la vot, să ia și el 10 voturi. E 10 vin la vot și înseamnă foarte mult în democrație. La celelalte nu mai s-a promis asta, 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 nu s-a făcut. Mă duc degeaba. Cine mă reprezintă? Cutare, cutare cu tare, cu tare, tare l-au pus degeaba. Și pe de altă parte, cum, cum zicea Videanu pe primul viorele, nu mai numărea că le-am numărat noi. <laughs> <laughs> da? Și vezi mai departe, mai de curând, dacă vei, ce s-a întâmplat la sectorul 1 București și nu numai. Și plus sunt imagini păi, acolo care ne arată clare, clar... Nu? Uh... Și lucrurile, iată. Și îi pe oameni și iată că acum nu mai putem să vorbim că de electoratul e ăla care are mentalitate veche din 91-92 electoratul, s-a înnoiesc și el. Și din păcate și-a pus în preta această stare de dezamăgire și de neîncredere. La, știți cum, domnule președinte, nici nu mai vedem uh, candidații că merg. Eu mi-amintesc în uh, perioada în care dumneavoastră făceați campanie electorală cu uh, tot activul de partid. Când mergeați prin localități, discutați cu fiecare cetățean. Eu știu, mi-amintesc acele celebre îmbrățișări, pentru că toate doamnele veneau la dumneavoastră și vă îmbrățișau și vă apreciau pe dumneavoastră și pe colegii dumneavoastră. Parcă acum vedem cumva, eu știu, o între candidatul și cetățeanul cu care discută. Nu mai este aceea, eu știu, cum val privește de sus, să spunem așa, candidatul. Cum, cum îl poate convinge? Dneastră a trecut, a trecut ceva timp de atunci, nu? Deci sunt <laughs> A trecut, din domeni, da. Da? și în timpul ăsta odată cu trecerea timpului ce că mai evoluăm, nu? Păi am evoluat, iată, tehnologia aceasta de, de a comunica pe rețele de socializare din astea, pe diverse rețele de socializare se lasă impresia că lămurește omul ori acolo nu știu dacă e chiar așa că omul vrea să te vadă omul vrea să te vadă cum îi strângi mâna Correct. omul vrea să te vadă dacă te uiți în ochii lui când îți spune sau stai că ăsta n-are curaj. Aia e cu adevărată campanie electorală și garantat că omul vine la vot. Când ați amintit acolo că am fost, primul, am fost președintele organizației municipale și am fost președintele care a câștigat alegerile locale cu Cârciumarul primar. Păi eu am fost lângă Cârciumarul în toată campania, de la un capăt de la celălalt al municipiului, am traversat și în stânga și în dreapta și în, de la nord la sud și de la est la vest peste totul. Uh, știam, știam ce, vrea fie, ce vrea fiecare colț, ce vrea la Polata, ce vrea la Ursat, ce vrea în 9 mai și așa mai departe. Și ce, ce cu ce să stăm de oameni și ne vedea documentați, ne vedea interesați. Și s-a întâmplat lucrul ăsta. Care a fost cea mai grea campanie electorală? Din toate campaniile au fost frumoase. <laughs> da. N-a fost efect... una, eu știu, mai grea. Nu, nu eu le-am considerat frumoase frumoase. Da. Cum convingeați dumneavoastră cetățenii să vă... Așa cum spuneați, că mergeați, ce, le strângeați mâna, îi priveați -i în ochi? Uh, Într-o comună, într-un sat, nu mai dau nume, am dus acolo și primarul care l-am avut, n-a făcut treabă. M-au dus oamenii și mi-au arătat. Și mi-au mai arătat că uite ce pe unde mergem și cum mergem noi. Și Evident că schimbați în primarul, nu va mai candida. Îl alegeți pe ăsta și veți avea obiectivul ăsta făcut. Deci am făcut acel nu și m-am dus la campania la altă, ca după câștigarea unui meci de fotbal, antrenorul era a aruncat în slăvi. Deci când promiți, trebuie să faci. Să faci. Când spui că nu poți să faci nu pot să o fac, dar facem, o îmbunătățim cât de cât, mai băgam, o, ne duceam, păi ăsta nu putem să-l asfaltăm. Dar hai să băgăm un autogrede, hai să băgăm niște piatră, hai să le facem oamenilor. ce deci era treburi de astea. Deci erau măsuri curente și măsuri de perspectivă. Bun, și dacă spuneați dumneavoastră că acum online-ul a luat cumva fața campaniei care se face. Făgea... Păi nu a luat-o fața, nu, e falsă problema a luat-o fața. Se bizuie foarte mult pe online și cei care sunt online nu prea sunt pe aici. Și nu prea votează. Nu prea votează. Bun, și asta vreau să spun. Acum, de ce? Acum, și nu mai, nu mai sunt interesați cu strategia dumneavoastră care a dat roade. Domnule, de ce să nu mergem pe strategia lui Călinoiu și a lui care mergeau și discutau cu toți oamenii și pe la țară în toate campaniile și cumva păstra relația aia, nu dați impresia că mergeți acolo, domnule, eu sunt cel mai influent. Acum, nu, dar nu cred că s-au îndepărtat de electorat, că, repet, au veriga cea mai importantă primarie. Și primarii sunt aceia care nu sunt de nenez de oameni. Bine, dacă și ne atunci, uităm la și politicienii actuali, duc... domnule președinte, singurul politician actual care mai face, băi de mulțime este George Simion. În rest cu toții, eu știu, vin la evenimente și apoi ies pe ușa din spate, flancați de spp vorbim aici, evident, despre miniștri sau bă, persoane din bă, Parlamentul României. Nu mai au cumva bă, curajul să, domne, și dacă mă huiduie, asta e, mi-asum. Absolut. Deci ni și nici nu stai. Ai dreptate? Ai dreptate tu. Eu zic că am dreptate, dar hai să ne împăcăm. Dacă ne împăcăm, bine, că nu la revedere, merg mai departe. Corect, <cute> <cute> nu da, tot eu. Da, N-am ce să-ți fac. Da. No. Uh, mă rog, acum nu putem să le numim nici pe al lui Simeon băi de mulțime. Sunt niște lucruri conjuncturale și pe acolo iar e ceva care ne dă nouă peste. Pro probabil se se dorește să fie și un în nișicherul politic și o asemenea nuanță. Hai să vedem. Și dacă că... este președinte, George Simion al acestei țări? Totul e posibil, dar ce se întâmplă? Eu dau exemplu lui Vadim Tudor. A, a câștigat cu Iliescu. Și a, a, rămas în turul 2 cu Iliescu. Atunci se termina să uh, reabilitarea coloanei fără sfârșit. Caramitru era tocmai la recepție și era, Dumnezeu să și pe el pe actor, uh, era acela brâncuș stăteam, bineînțeles, la masă după asta. Dar era ziua votului. Băi, mă duc să votez pe Iliescu, că poate să evadim. De se vadim. Deci se poate repeta istoria. Bine, acestea sunt și pronosticurile care se fac de către analiștii politici, o confruntare între candidatul de, acuma, PSD și din, 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 din nefericire, deci Iohannis nu o să mai fie, nu? Dar dacă ar vrea să mai susțină nu mai cineva, poate. nu mai poate să mai fie, da? Ne, ne scapă Dumnezeu. Dar mai că nu știm peste cine dăm. Că niciun partid deja n Înainte că se cam știa cine este, nu? De colo și de colo, te scot ăștia până ăsta, se scot pe ăla, scot pe ăla, el alți pe ăla, pe ăla. Ei acum nu prea văd. Suntem nedecis niciunul. Bine, Partidul Social... Și atunci să înțelegem că ne vor pune alții iar președinte? Doamne ferește că se vorbește, că eu știu, doamna Chiove și Maia Sandu sunt niște nume, îmi bateți în lemn, da. <laughs> sunt niște nume, Diana șoșoac am văzut-o în uh, posibila de, listă de, 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 de candidați. Iată, astea sunt uh, carențele mari ale partidului la ora actuală. Lipsa de resursă umană pentru, ea la a PSD-ul nu are primar la ora actuală. îl sondăm, pe cine sondăm? îndăm? Păi, nu se poate în partid să nu găsești pe cineva pe care să-l să, -l, să -l crești și să-l faci. Deci am, noi am fost din 92 de, de la alegeri până în 96 n-am avut primar. Da, poate nu vreau până, în 2000, să până în 2000, până primar. păi, în 2000 n-am avut primar. în 2000, cum puteai să-l iei pe Cârciumaru dacă nu se dea foarte bine când el a candidat la un alt partid și a câștigat alegerile? Da, S-a făcut o analiză. Uite ce a făcut în Grimex. Deci Cârciubaru a câștigat primăria prin măsurile pe care le-a luat de bun gospodar în Grimex. Și asta l-am spus la oameni. Și asta a, a ieșit din sondaj. Atunci era orașul invadat de gunoaie, de șobolan, de tot ce știu, nu ne aducem aminte, nu? Și se spuneți că va face orașul cum l-a făcut Grimex. Asta era. Te-ai te bătut? -a, și s-a bătut toată lumea. Democrat să câștige primăria Târgu -Jim. Nu, eu am zis care e carența, nu știu că de deci cum... nu. Da, am făcut o să... comparație cum, de fapt, nu avem nici lider pentru președinte. Poate la așteptă se domnul Marcel să se hotărască. Nu vorbeam de pacal. președintele Uni. cum nu-l aveți pe domnul Ciolacu? Păi zice că nu candidează, mă rog. E, știți cum, dacă mă împiedic. Ne găsim, ne găsim și un alt, nu știu de care. Nu, de dar de ce să nu, domne, gata. Corect să-și asume până la urmă președintele celui mai mare partid, cu scorul cel mai mare în sondaje și până la urmă cred că ar fi cazul. Dacă că... ne luăm după americani în multe ori după alții, de ce nu luăm și la selectarea președintelui? Să alegem un partid, să ne ducem, nu știu unde. Bine, ferească Dumnezeu să mai am un președinte <laughs> ca la americanilor. <laughs> Bine, l avem și noi pe Iohannis al nostru, dar domnul Biden parcă prea le face. <laughs> prea. <laughs> nu știu. Prea gafează, așa și are niște bă, scene destul de. nu știu, hazli așa Ei, să, le, să le spunem. Îi permite statul, stat puternic poate să greșească că nu suferă lumea prea mult. Dar noi, cea mai mică greșeală, iată. De, știți cum. Vedeți acum, da? Acum toată dar... lumea zice ce negociatori am avut noi în comparație cu Croații. Deci Ia, ăștia, 4, mi că... 4 milioane de oameni și de când intrarea în Uniunea Europeană a ajuns în Uniunea și noi de când suntem și cum suntem și ce le-am dat și, și asta nu putem. Da, nu vedeți că și aici uh, au început, mă rog, uh, cu discuțiile despre Schengen și boicotul acesta despre care se vorbește și iese președintele Claus Iohannis și spune, domne, încetați boicotul. Uh, dacă semnalul este clar cumva, că tot vorbeam noi despre lideri care, nu, la urmă, să susțină cauza bă, țării pe care o reprezintă, nu să facă apel la... Bă... Deci, am zis, nu? S-ar putea să fie și cei care nu reprezintă neapărat interesele noastre. Bine, pe Iohannis îl vedem uh, și foarte rar uh, pe aici prin România Poate pare cumva că și-a mutat uh, biroul în altă parte uh, Domnule președinte, vine și uh, momentul care mie mi îmi place foarte tare Avem aici un bol cu întrebări, o să vă rog să extrageți trei bilețele Mi le dați, mie le citești și dumneavoastră veți răspunde Trei? Trei, trei întrebări uh, din acest uh, bol Și dacă nu știu? Păi nu e musai <laughs> E musai, unu Ia să vedem ce noroc aveți dumneavoastră la aceste, la aceste întrebări. Prima întrebare, două defecte și două calități ale dumneavoastră. Haideți că asta este ușoară, nați. Defecte, două. Eu spun unul care le pune pe toate. Am încredere în toată lumea. Corect, poate fi considerat un defect, așa este. Și două calități? Sunteți un bun strateg, ne-a spus. Nu știu, Cred că sunt uh, prea exigent cu mine și prea bun cu alții. Bun răspuns. Haideți că v-ați descurcat, n-a fost atât, atât uh, de greu. Ce le faceți la dușmani, domnule Călinoiu? Îi iubesc. Păi cum să iubiți dacă sunt dușmani? Bine. Ca să-i fac prieteni, să, 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 de, să, devină mai puțin aprigi. <laughs> Deci nu. nu. Credeți în, că prin iubire puteți să-i faceți? Nu mai Totul prin iubire. Totul. Da. Ați fost un om iubăreț, domnule președinte? Evident, să nu supărăm soția, Din vorbim dinainte. Nu, dar, bă, de iubirea, iubirea e. iubesc casa, familia, prietenii, prietenele. Deci ați fost un om pătimaș? Nu neapărat. <laughs> <laughs> Și a treia întrebare. Cum reacționați când sunteți trist? Vorbesc cu mine. <laughs> și ce cum vă încurajați să depășiți momentele de tristețe? Da, îmi fac o analiză, îmi dau seama care ar fi cauza de a mai adus în stare de a fi trist și încerc să o elimin. Și depășiți momentul. Da. Unu -mă... Mereu cu zâmbetul pe buze, așa Obligator. am Și când sunt supărat, supărat, neapărat trebuie să zâmbesc. Așa v-am cunoscut și așa vă văd și acum. Mi-a părut bine pentru uh, această invitație pe care ne-ați acceptat-o aici la podcast. Cu siguranță ne vom uh, mai uh, revedea pentru că sunt convinsă că veți spune prezent de fiecare dată când uh, o va impune. Și nu aș vrea să încheiem până uh, a nu vă întreba dacă, uh, eu știu, să mai vedem un om, uh, să-l mai vedem pe Ion Colinoiu. Un om activ, așa cum a fost în politică, eu știu, să candidați pe bă, vreo funcție în 2020, pentru vreo funcție în 2024, așa mai, nu mă refer aici la Consiliul Local sau Județean, pe vreo listă. Mă pune să, să stau pe gânduri, să mă mai gândesc atunci. Bun. este o știre aceasta. Da. 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 Vă mulțumesc că tare mult. Și vă pentru... mulțumesc și încă o dată vă doresc succes în activitate. Mi-a plăcut nespus de mult lucrul asta, de a fi... Bine că și, și poziția mea acum nu mai e cealaltă care să mă întrebați dar de ce ai făcut pe aia și nu ai făcut pe asta? <laughs> Uite, o să vă întreb în, în podcast viitoare viitoare <laughs> da. <și laughs> Despre da. lucrurile pe da, care mă... eu știu Felicitări pentru ce ați făcut Vă mulțumesc tare mult Și așa cum spuneam sunt convinsă Că veți răspunde prezent de fiecare dată Cu Când o când va impune situația Și poate până atunci vă hotărâți Și ne spuneți și pentru ce funcție candidați Poate vă vedem primar al municipiului Târgu Jiu De ce nu, domnule președinte? Nu neapărat <laughs> <laughs> Și așa spuneați că PSD nu are candidat nu. Aici e un lucru foarte important. Oamenii trebuie să găsească un om. Eu n-aș mai putea acum să mă duc primar să garantez trei mandate. Că nu te mai lasă vârsta, nu te uiți la cnp -ul. Ei, trebuie găsit un candidat ca să aibă continuitate, să facă ceva pentru... Vrând nevrând, trebuie să recunoaștem. De unde a luat cărcimarul primarul, orașul și unde l-a adus? Corect, trebuie ca da, Deci să dacă fie ai continuitate de. și pozitiv, bineînțeles, că nu te lasă nimeni să, cani, să iei mai multe mandate, vor din ce ai fi, dacă nu faci ceva. Poate deși, pleacă deși, continuu, vă la București deși, și vă vedem din nou la deși a luat două mandate, are șanse mari să le al treilea. Ca A făcut, sigur. Din punctul meu a făcut mult în ce privește deschiderea față de tineret, față de școală, foarte multe lucruri. Vă mulțumesc tare mult. Ce, ce nu face bine președere. că nu prea susține serviciile de utilitate publică. <laughs> Nu să treaba asta. Mai are, asta, da, mai are da, poate de, de, de lucrat la anumite aspecte. să facem. Poate fi candidatul PSD-ului, uita, uitați, nu nu terminăm până. Poate fi candidatul PSD-ului că tot vorbeam de faptul că Partidul Social-Democrat pare că așteaptă, nu știu, să se hotărască să câștige această primărie. Pentru că, știți cum, de ce să nu recunoaștem? Știm foarte bine forța pe care uh, o are Partidul în a mobiliza uh, electoratul și în organizare. Deci, uh... Când s-a pierdut primăria a fost un lucru foarte grav și eu atunci nu mai eram în, activ în campanie, dar m-am dus peste Florin Cârciumaru și peste Weber când au avut întâlnirea cu activul de partid cu primarii și au depus candidatura lui uh, viceprimarul lui Aurel Popescu. Și au venit primarul la mine și au spus, doamne, cel puțin nu i-au dat cuvântul lui Aurel Popescu și pe noi nu ne-a zis, mă, tu ai un om din dănciulești ca să stea în târgurile să-l voteze pe ăsta. Și eu am spus, băi, agenții de 70 de primari să alegeri parțiale, pe ei nu interesează, că n au treabă. adu municipiul în municipiu pe toți și ei vin cu oamenii aia care vin, naveta o fac duminica acasă și votează pe... pe... S-au lăsat pe ureche, probabil că sunt investiții, că a câștigat partidul 4 patru parlamentari și să câștigă de la... Nu se poate. La alegeri locale contează echipa și omul. Contează foarte mult omul și cumva uh, cred că aici și a fost l-au lăsat, lăsat singur, singur pe Aurel Popescu și gata. Dar dacă venea cu toți primarii, păi câți nu sunt acei care sunt de păi bine, ia, de exemplu, Câmpeanu, câte voturi ați dacă l ajutat pe Câmpeanu aici? Ia eu, dră, drăguțești, câte, dar și numai din oraș, dar eu spun că sunt și din căprenii. Câți? și victoria era asigurată. Nu mai e cu primarii. Bine, știți cum, cumva, cred că, așa cum spunea și dumneavoastră, după patru mandate ale lui Florin Cârciumaru s-a mers pe aceea strategie, dar Florin Cârciumaru nici nu ar mai fi trebuit să-și facă campanie electorală pentru că era deja cunoscut și, spun eu o vorbă, cred că și câinii de pe stradă îl, îl cunoșteau așa. și pe, pe, pe dânsul și pe dumneavoastră. Vă mulțumesc încă o dată! <laughs> și de data asta terminăm. Vă mulțumesc încă o dată! Și mi-a făcut plăcere și mie să discutăm și, mie și, și... Vă mult și, și să lămuriți, ce aceste aspecte. Ne-au ascultat și vă ascultă. Asta se, se înregistrează și se poate asculta și mâine și păi mâine. Se nu? poate asculta de se poate. Deci și noi n-am avut se timp, pot, astăzi să -o, o vadă. Tot. Când va rămâne acolo pe da. canalul de YouTube și toți cei care vor să o vadă, o pot face oricând. Vă mulțumesc tare, mult încă o dată. Mi-a făcut o deosebită plăcere să vă am la podcast în această seară. Să rămână și mulțumesc mult. Vă mulțumesc și dumneavoastră că a fost încă o ediție aici alături de noi. Ne-ați urmărit în număr extrem de mare și, așa cum vă zic de fiecare dată, scrieți-mi acolo în comentarii dacă sunt oameni pe care vreți să îi aducem aici în fața dumneavoastră să spună lucrurile pe care nu le-au spus niciodată. Vă mulțumesc tare mult și stați cu noi. Ne revedem săptămâna viitoare.